Bună, dragilor, și bun găsit la o nouă emisiune, O Cafea cu Poveste. Despre oameni dedicați, persoane pline de energie, care se pun trup și suflet în slujba aproapelui, am discutat și în emisiunile trecute. Pacienți care luptă nu doar pentru ei, dar și pentru comunitate. Am avut exemple de persoane puternice din rândul pacienților de la care am avut ce învăța. Acum schimbăm puțin registru și vă invit să cunoaștem un medic dedicat care a înființat Centrul Ambulatoriu de Cardiologie al Spitalului Teodor Burghele. Pe baza biletului de trimitere, pacienții asigurați pot beneficia de consultații și investigații cardiologice la nivel înalt, în deplină siguranță. De asemenea, un beneficiu pentru pacienții oncologici de la Spitalul Clinic Teodor Burghele este faptul că Centrul de Cardiologie este în imediată apropiere. Dar haideți să-i spunem bun venit doamnei doctor cardiolog Burghele Ablachin. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația de a fi alături de noi și, bineînțeles, la O Cafea. Mulțumesc mult pentru invitație. Sunt onorată că v-ați gândit la mine. Mulțumim drag și încă o dată mulțumim că ați acceptat invitația noastră. M-am interesat, așa m-am documentat și știm că dumneavoastră ați avut inițiativa înființării Centrului de Cardiologie al Spitalului Clinic Teodor Burghele. Vă rog, povestiți-ne puțin despre acest proiect și cum a venit ideea să înființați acest centru și cât de ușor sau greu a fost să ajungeți să-l vedeți realizat. Da, o întrebare foarte frumoasă mi-ați adresat și eu sunt foarte încântată că pot să răspund la ea. În general, sunt un om care vede în toate greutățile și o soluție sau un aspect pozitiv ca să mențin optimismul și energia pozitivă. Și aș putea să zic că un lucru bun pe care l-am învățat din pandemie este să încercăm să separăm cât mai mult circuitele. Și pacienții spitalizați să stea, dacă au nevoie, pe secțiile de spital, iar pacienții care vin la consultație sau în sistem ambulator o să aibă circuite dedicate. Și în felul acesta, cred că cu toții ar fi mai puțin stresați. Pe de o parte, nu-ți place să te întâlnești și nu e normal să te întâlnești cu pacienți în pijamale, căci mă pun în locul lor. Am și eu pudoarea mea și intimitatea mea. Dacă sunt nevoită să stau la spital în pijamale, nu vreau să mă întâlnesc cu oameni care sunt cu geaca pe ei. De asemenea, mai există o particularitate. Pacienții cardiologici, în general, pot să fie investigați în sistem ambulatoriu foarte simplu. Și este evident de preferat pentru oricine. Cred că cu toții suntem de acord că mai bine ne ducem, facem o investigație și ne întoarcem acasă. Dacă este vorba de gastroenterologie, de exemplu, că soțul meu este gastroenterolog, pacienții pentru o colonoscopie cu sedare sunt nevoiți să stea, să petreacă totuși o noapte la spital. Ceea ce e mai neplăcut, să spunem. Și atunci, bineînțeles, ținând cont de faptul că numărul pacienților cardiovasculari știți că este foarte mare, deci solicitările sunt numeroase, era evidentă ideea necesității unui spațiu mai generos în care să putem oferi posibilitatea de efectuare a majorității investigațiilor cardiologice. Și pentru că Dumnezeu veghează, tocmai când existau aceste discuții cu conducerea spitalului și cu domnul profesor Jinga, care lucrează în Spitalul Burghele, s-a terminat contractul de închiriere a unei firme private acolo, în clădirea în care funcționează actual Centrul de Cardiologie. Și mi s-a părut un semn divin. Iată, acest spațiu se eliberează și am putea să facem din el, ar putea să iasă grozav. Eu deja vedeam ce puteți vedea astăzi cu ochii dumneavoastră. Și
aveam ideea, aveam spațiu, dar spațiul nu arăta deloc bine. Nu era nici pe departe un spațiu în care puteam să oferim consultații. Și atunci m-am gândit de ce n-aș putea eu să încerc să găsesc niște bănuți din sponsorizări. Un alt avantaj al spitalului este că medicii din Spitalul Burghele au constituit o fundație medicală care sprijină, să spunem, tot ceea ce este necesar în spital și nu poate fi realizat prin mijloacele oficiale, administrative. În deplină transparență, că, mă rog, e la ordinea zilei acum, știți, bănuielile și precauțiile. Și am vorbit cu niște prieteni de-ai mei, cărora le-am spus ce aș vrea să fac și, bineînțeles că le-am menționat, asta fac o paranteză, și despre dorința mea să dezvolt cardio-oncologia. Și prietenii mei, când au zis, domnule, ești incredibilă, tu tot timpul vii cu câte o idee, ce n-ai, de câte ori vorbim cu tine, tu ești implicată în tot felul de vise. Și ideea cu cardio-oncologia este extraordinară. Din păcate, cam toți am avut tot felul de experiențe dureroase cu acest domeniu și în momentul în care ai trecut prin o astfel de experiență, devii mult mai sensibil. Și atunci, inițial mi s-a propus o sumă, după care au mai auzit și alți prieteni și alte companii private și s-au adunat banii necesari pentru o renovare ideală, aș zice. Pentru că nu am făcut niciun fel de rabat de la calitate. Am început de la zero, am răzuit toți pereții, am refăcut tot. Instalații sanitare, climatizare, am îndreptat pereți să fie dreți, frumoși, am stat foarte mult să aleg tarchetul pe WC-ul, căci ideea mea a fost să creăm o ambianță plăcută. Oamenii să intre și să se simtă relaxați, nu stresați. Și asta mi-am dorit-o cu ajut, mă rog, prin cromatică, care să fie una cât mai pastelată, liniștită, care să sugereze siguranță. Exact. Și nu pot să spun că a fost ușor acest drum de adunare de fonduri, dar cred că nimic în viață nu este ușor. Tot timpul avem diverse greutăți și când le-am depășit, ne uităm în spate și zicem, hai că parcă nu a fost așa greu. Și mai ales că a fost ceva dinamic, adunam fonduri, mai reușeam să mai fac ceva și din dorința ca acest centru să fie, acest spațiu, nu, să nu zic centru, să fie perfect, eu aveam consultațiile în fiecare zi și când terminam mă duceam la șantier, mai vorbeam cu echipele, aici nu-i bine pusă priza, aici se vede un colțișor, nu știu cum. I-am cam necăjit, ce-i drept, dar și ei au fost foarte drăguți și tot auzindu-mă vorbind că aici vreau să vină pacienții, aici vreau să le iau sânge, aici, așa, parcă înțelegeau și ei cât e de important să iasă bine. Și inițial am zis că va dura 2 luni, după care, mă rog, s-a mai prelungit, au mai fost dificultăți cu furnizarea de materiale, îmi doream anumite lucruri pentru să iasă foarte bine și plăcuțele și ușile și am dorit niște uși speciale pentru cabinete, dar m-a
ajutat, ne-a ajutat Dumnezeu și am reușit să finalizăm și cred că a ieșit frumos. Da. Știm că în cadrul unui centru de cardiologie este pus accentul și pe domeniul cardio-oncologie. De ce cardio-oncologie? O să încep așa mai de departe. În anul 2001 am fost să lucrez un an de zile în Belgia, într-o secție de cardiologie. Pentru că eram singură, fată, tânără, m-am prietenit cu o altă doctoriță de acolo din spital care lucra la oncologie. Și ea ajunsese să-mi trimită foarte mulți pacienți oncologici care dezvoltau tot felul de complicații cardiace. Astfel că ajunsesem să petrec foarte mult timp pe secția de oncologie și a fost, cred că, prima mea întâlnire cu pacienții oncologici. Și am fost foarte impresionată și înduioșată de modul de abordare al tratamentului acestor pacienți și eu cred că am fost mereu așa o persoană blândă și, mă rog, așa, mai empatică. Dar acolo am văzut o abordare diferită pe care eu nu o știam. Nu, în România nu o vezi. Sau, mă rog, nu o vedeam. Eu cred că încet, încet atitudinea se schimbă. Și întorcându-mă, cred că m-am întors alt om. Pur și simplu, din multe puncte de vedere. În primul rând că experiența în alte țări te călește, te face să fii mai iubitor de familie. Eu fiind o persoană care m-am întors în România și nu regret. Dar s-a deschis o fereastră către un domeniu, către o zonă pe care nu o cunoșteam. Întorcându-mă în România, s-a întâmplat din nou să primesc foarte mulți pacienți și paciente, mai ales cu cancer de sân și cu tratamente chimioterapice agresive. Pe vremea aceea, prin anii 2000-2000 și ceva, nu exista imunoterapie. Și tratamentele oncologice erau destul de prost tolerate și, în sfârșit, cu multe probleme. Și atunci mă gândeam, oare cum am putea să facem, cum aș putea eu să fac, că pentru acești pacienți este limpede că este nevoie de o altă abordare. Că, așa, știți, un pacient, dumneavoastră, mă rog, știți, un pacient diabetic are nevoie și de oftalmolog, și de nefrolog, și de neurolog, și de cardiolog. Dar ce să faci, că acești doctori sunt tot timpul undeva prin București sau undeva, mă rog, prin țară. Și pacientul se duce de la unul la altul, dar comunicarea între specialiști cred că ar putea să fie îmbunătățită. Căci nefrologul spune ceva, recomandă un tratament, vine cardiologul, nu e potrivit, sau invers, sau diabetologul spune, nu e bine așa. Și fac o paranteză în această idee de abordare integrată. La un moment dat am avut ideea creării unui centru dedicat pacienților cu diabet, care să includă toate aceste cabinete și în care pacientul să se ducă de la un doctor la altul, aceștia fiind în același spațiu, evident că pot colabora mai simplu. Și în final, pacientul este cel care câștigă și timp și o mai mare siguranță că este îngrijit cu mai multă atenție. Închid paranteza, gata. Apoi am avut o colegă de serviciu care, nu mai știu să vă spun ce an era, s-a întâmplat acest lucru, avea cancer de sân și
și a murit datorită unei embolii pulmonare, în sfârșit. Și atunci, nu știu, parcă am avut o... Am fost foarte necăjită, desigur, și m-am gândit că este nevoie de o supraveghere mai atentă cardiologică a pacienților oncologici. Nu numai eu am observat acest lucru, evident. Toți cardiologii din lume s-au adunat și astfel, sesizând aceste probleme care apar cu mare frecvență, s-a creat conceptul și această nouă specialitate tânără care este cardio-oncologia. Și într-un fel drumurile se unesc și energiile se unesc în acest sens. În Spitalul Burghele există o secție de oncologie, de spitalizare de zi, cu foarte mulți pacienți și nevoia de asistență cardiologică pentru aceștia este concretă. De asemenea, am vorbit și cu alți medici oncologi din București, de la mai multe spitale, care au început să trimită pacienți cu care urmează să facă tratamente oncologice sau care deja le-au început și încerc cât pot să-i sprijin astfel încât să poată să-și finalizeze tratamentul oncologic cu succes și să aibă și o inimă sănătoasă la sfârșitul tratamentului. Cam așa a fost drumul. Încă în urmă cu câțiva ani a fost director medical al administrației spitalelor și serviciilor medicale București. Se provocări va adus această funcție? Nu cred că am un răspuns simplu la această întrebare. Nici nu trebuie. Eram complet nepregătită, pot să vă zic. Nu știam nimic despre ce înseamnă administrația. Ajunsă acolo, cred că am avut o perioadă de vreo lună, două, în care plângeam în fiecare zi, spunând că eu, nu, în primul rând, că nu înțeleg, deci nu înțelegeam cum funcționează lucrurile. Pe de altă parte, eram sfâșiată de dorința de a aduce, de a schimba ceva într-un sistem medical ale cărui slăbiciuni, mă rog, nu le știam pe toate, dar le știam foarte multe dintre ele pentru că eu am fost doctor toată viața, n-am fost altceva. Și treptat am început să înțeleg cum funcționează lucrurile și atunci când am început să înțeleg cum funcționează lucrurile, am stat să mă gândesc ce am de făcut. Și cum o să fac asta? Și am început prin a-mi construi niște echipe. Am pus pe hârtie care erau prioritățile. Și când am făcut eu așa un rezumat de plan și l-am prezentat soțului meu, mi-a zis, ești nebună. Tu și cu Tutankhamon. Ia, fă și tu ceva. Zici tu că vrei să muți o poartă și să asfaltezi o alee. Eu voiam mult. Voiam mult. Și cred că, mă rog, cel puțin, eu zic că am reușit multe lucruri. Pentru că lucrurile stăteau așa. Spitalele funcționează în clădiri vechi, dificil de adus la normele corecte. Nu erau echipamente medicale, era deficit de personal medical cam peste tot. Pacienții nu erau mulțumiți și nu existau nici, iar accesul la informație și la informare al medicilor era limitat.
Și atunci am spus așa, iată, pentru cele 19 spitale ar fi bine să facem următoarele lucruri. Pentru câteva din ele renovări, pentru altele construcții de corpuri noi, pentru unele relocări și în felul acesta mă gândeam că în 4-5 ani vom avea o infrastructură spitalicească mult mai bună. N-aș vrea să detaliez pentru fiecare spital ce și cum, dar era evident un plan foarte ambițios, dar în sfârșit, credeam eu că este realizabil. Între acestea era și acest centru de diabet și cred că la vreo câteva luni după ce am devenit director medical, am găsit un spațiu minunat, fosta policlinică Pantelimon, poate o știți, care e părăsită, dar arată foarte bine înăuntru, este impecabil. Și cred că în 6 luni, inclusiv eu am participat la efectuarea planului acestuia, pentru că știu că sunt foarte mulți pacienți cu diabet și ei erau, cred, cea mai, nu știu cum să spun, era categoria de pacienți care avea nevoie de cea mai lipsa de îngrijire medicală pentru pacienții diabetici mi se părea cea mai acerbă la momentul respectiv. Nu știu de ce am avut această impresie, dar mă rog, mi-o păstrez în continuare, ca să fiu sinceră. A dori să ameliorezi sau să îmbunătățești un sistem înseamnă să vezi nu numai o față a lui, ci să încerci să pui toate piesele care intervin în realizarea acestuia în armonie. Și atunci m-am gândit așa, mai întâi renovăm mai multe secții sau mai multe pavilioane, lucru care s-a întâmplat, după care realizăm investiții în echipamente medicale. Și au fost investiții semnificative de echipamente performante, pentru că era mare nevoie. Și pot să spun că eu am fost puțin părtinitoare, să spunem, în sensul că am avut așa o slăbiciune deosebită pentru maternități. Știți că bebelușii în stare critică își găseau foarte greu loc și s-au luat atunci foarte multe ventilatoare, dar problema era și cu personalul, pentru că peste tot era deficit de personal și cu echipa nou creată din cadrul unui departament de management spitale de la SSMB. Am refăcut structurile, organigramele tuturor spitalelor în așa fel încât să le aducem la zi cu normele oferite de legislația în vigoare. Ceea ce a fost, cred, extraordinar, s-au făcut multe angajări atunci, căci nu erau asistente suficiente, era un deficit serios. În 2017 se vorbea destul de mult despre exodul medicilor. Și atunci ne-am gândit la niște soluții să ținem medicii tineri, să le fie atractivă șederea în România și așa a luat naștere proiectul de oferire de locuințe pentru medici prin primăria municipiului București. Proiect care a fost foarte bine primit de întregul personal medical din spitalele primăriei. De asemenea, pentru
pentru ca pacienții și aparținătorii să nu se mai simt atât de dezorientați, atât de neajutorați când intră într-un spital. Am pus la cale proiectul de realizare de recepții în toate spitalele primăriei. În orice clinică privată sau în orice spital din străinătate ne vom duce, primul contact îl avem cu cineva, cu o persoană de la recepție care te întreabă unde dorești să te duci sau tu pui întrebări, vreau să ajung la doctorul cutare, cum fac? Da. Sunt programat la ora cutare, iau liftul, iau pe scări, lucrurile acestea care par minore, dar care sunt foarte importante, că mă pun eu în poziția unui pacient. Când eu trebuie să mă duc undeva unde nu știu cum să ajung, am un oarecare stres. Dacă aș fi și bolnavă și nu m-aș simți bine, starea de disconfort ar fi și mai mare. Și intervine și o dezorientare a omului, că nu știe încotro să o ia și nu știe ce să facă și poate să-l doare ceva, evident, da. Apoi, sigur, pe cine trage de mânecă? Trage de mânecă o asistentă care alargă și acolo cu eprubete, cu seringi, cu fișe, da, cu nu știu ce, și care poate nu-i tocmai cea mai disponibilă. Nu că n-ar vrea, ci cred că poate are prea multe. Da. Și m-am gândit că personalul medical trebuie să-și facă treaba, activitatea medicală. Și tot ce ține de hârtii, de fișe, de rezultate de analize, de programări, trebuie să cadă în sarcina unor persoane care au un rol administrativ, să spunem. Și am creat și acest mic departament inițial de personal de recepții, care a crescut și care este de mare ajutor. Și din chestionarele de satisfacție pe care le-am solicitat pacienților la vremea respectivă, toată lumea a fost foarte încântată că există o persoană care a pus să-i pui niște întrebări și atunci ți-ai pasat problema ta acelei persoane, care chiar dacă nu știe de nu știu care doctor de la nu știu ce secție, știe pe cine să sune, știe cum să dea de acea persoană și să-i ofere informațiile necesare. Și la centru de cardiologie avem două fete de la recepție, fără de care eu nu pot să-mi imaginez că aș putea să funcționez, că mă ajută cu foarte multe lucruri. Pe mine, dar mai ales pe pacienții. Exact. A mai fost un aspect, un alt domeniu foarte important la administrația spitalelor, anume medicina școlară. Pentru cine are copii, cred că e inutil să spun cât de important e să-ți știi copilul în siguranță la școală, să știi că dacă o să cadă sau are vreo problemă, e cineva acolo să-l ajute. Și în București, acum nu mai țin minte, cred că sunt vreo 400 și ceva de cabinete școlare și vreo 100 și dintre acestea 100 și ceva cabinete de stomatologie școlară. A fost greu. Acum că mă gândesc, când mi-aduc aminte, a fost foarte greu, căci cabinetele nu arătau bine, nu existau materiale sanitare, medicamente. În sfârșit, personalul medical era destul de demotivat, că chiar dacă putea să ajute, nu știa cum, și am considerat că merită să investim multă energie în acest domeniu și s-a reușit la primărie, am găsit toată înțelegerea și deschiderea pentru aceste inițiative și toate cabinetele școlare, toate au fost dotate cu echipamente medicale, cu
făcut tot ce era necesar, astfel încât să nu existe vreun copil care să aibă vreo nevoie și să nu găsească la cabinetul școlii. Și ne-am extins, să zicem așa, puțin categoria de îngrijiri, inclusiv pentru situațiile dramatice de alergii. Sunt din ce în ce mai mulți copii cu alergii severe și am făcut atunci niște cursuri pentru tot personalul medical, la care am invitat inclusiv cadrele didactice, ca să învățăm să folosească fiolele cu adrenalină. Ca nu care cumva, Doamne ferește, să se întâmple vreo nenorocire la școală și să începem să ne întrebăm, da, unde găsim adrenalină, să sunăm la 112 și să pierdem timpul prețios. Sănătatea copiilor noștri, cred că o putem asigura în primul rând printr-o educație de sănătate, care la noi nu există. Și cu ajutorul medicilor școlari am inițiat mai multe cursuri de educație, pe care sunt foarte mândră acum că mă gândesc retrospectiv. Primul curs a fost, eu am considerat că primul lucru pe care trebuie să-l știe un copil este să se spele pe mâini. De ce să se spele pe mâini și cum să se spele pe mâini? Și au fost multe reacții caragioase la vremea respectivă, că ce e asta? Adică să pierdem timpul cu astfel de lucruri? Au fost foarte bine primite, de copii mai ales. Și m-au sunat părinți care mi-au zis, ce crezi tu, a venit copilul acasă și m-a întrebat, mami, tu știi să te speli pe mâini? Corect, și că este important. Corect, da. Și le-au arătat părinților cu degetul mare, cu freci degetelele, cu săpunul, când trebuie să te speli pe mâini. Exact. Și a fost, eu zic că a fost foarte important, foarte important. Cu ocazia asta am făcut niște sponsorizări cu săpun școlilor. A fost așa o emulație, a fost o atmosferă foarte frumoasă. Cu dificultăți, pentru că eram foarte puțini oameni atunci la SSMP și ne-am ilogit de unul și de altul, am tipărit cu Chiu Cuvai niște flyere, le-am cărat pe acolo și eu și mă sfârșit, pe cine apucam, pe cine prindeam, îi rugam să ne dea o mână de ajutor să împărțim în tot Bucureștiul, în toate sectoarele din București. Deci cursurile de educație pentru sănătate mi s-au părut foarte, foarte importante. A fost complicat să le realizăm odată că trebuia să convingem medicii să-și lase activitatea medicală și să vină în clasă. Apoi să convingem profesorii să ne dea orele pentru a face aceste cursuri. Așa. Dar primul an a fost mai greu, după aceea anii următoare au fost, lucrurile au început să răsăintre într-o normalitate. Un capitol foarte important a fost stomatologia pentru copii. Pentru că, deși în țara noastră copiii beneficiază de asistență medicală gratuită, serviciile de stomatologie nu sunt prea bine, nu știu, delimitate, să zic, legislativ. Nu am înțeles prea bine cum se întâmplă lucrurile. Da, cred că niciunul dintre noi nu înțelege foarte bine cum stă cu ce se vrea, de fapt, de la servicii de stomatologie, că nu oricine poate să meargă la stomatolog. Adevărat, poate este... Da, exact. Chiar asta era următoarea mea întrebare, cred că m-ați simțit așa puțin și chiar vreau să vă întreb despre un proiect care sună destul de bine. Și zic că tot acest proiect s-a derulat tot în perioada când era director medical la SSMB. Se numea consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din municipiul București. Care a fost scopul și
care au fost beneficiile acestui proiect? Avem și un motanel acolo. Lucrurile au plecat gradat și au crescut ca un joc frumos de puzzle. Pentru că după ce am stabilit că trebuie ca aceste cabinete școlare să fie foarte bine dotate, s-a realizat o achiziție de scaune stomatologice noi pentru toate cabinetele stomatologice din școli. Văzând, am descoperit cu mare bucurie, medicii stomatologi din școli au foarte multă experiență cu copiii și știu, în primul rând, cum să se poarte cu ei ca să nu fugă copilul de la... De pe scaun. Și am zis, mai bine prietenim cu doamna doctor sau cu domnul doctor stomatolog, pentru că vor veni la clasă, la clasele mici, și le vor spune, știți cumva cât de des se schimbă periuța de dinți, cum trebuie să vă spălați, de câte ori, de ce trebuie să vă spălați, sau când trebuie să-i spuneți lui mami că trebuie să vă duceți la stomatolog să vă controleze. Și copiii au văzut că le vine un doctor acolo, stomatolog, la noi, la școală, și ne spune cu periuța așa în sus și în jos și câte minute, și au fost interesați. Copiii sunt incredibili, sunt foarte dornici de informație. Și mi-au spus medicii că după ce au început să meargă prin clase, s-au trezit cu foarte mulți pici pe acolo care spuneau, vreau și eu să mă consultați. Și părinții au aflat că își pot duce copilul la cabinetul stomatologic de la școală, să fie consultat gratuit, să-i se facă o fișă care să spună, are atâția molari, atâția incisivi, toți sunt sănătoși, da. Sunt sănătoși, are două căriuțe, ce se poate face? Și numărul, și asigurându-le ca un stomatologic modern, echipamente de sterilizare noi, pentru că în primul rând siguranța este cea mai importantă, am considerat eu că trebuie să fie cea mai importantă. Deci niciun părinte nu trebuia să se gândească că aoleo, poate nu se sterilizează bine instrumentarul. Asta a fost prima condiție, să se asigure această sterilizare serioasă. Au început să capete încredere și au venit din ce în ce mai mult. Odată ce numărul de consultații creștea, descopeream și nevoile. Și astfel am văzut că pentru copiii de 7-9 ani este bine să le sigilăm molarul de minte, care frecvent se cariază. Și am făcut un program de sigilări gratuite pentru toți copiii care aveau nevoie de acest lucru. Tot venind ei mulți la stomatolog, am văzut că foarte mulți aveau probleme cu îndreptatul dinții, cu dințișorii, că trebuiau să fie frumoși. Și atunci am zis, de ce să nu oferim întreaga gamă de servicii stomatologice pentru acești copii? Și atunci s-au angajat la aceste cabinete școlare vreo 13, cred, sau 15 medici ortodonți, care numai asta făceau. Să iau cum să îndrepte dințișorii copiilor. Și am făcut proiectul inițial cu aparate fixe și l-am completat cu proiectul ulterior cu aparate mobile, da. Acelea cu brackets. Da. Și am considerat că este o mare realizare să poți să asiguri unui copil pentru care părinții poate că n-au bani să-l ducă la cabinetele private, tot ce înseamnă asistență stomatologică. Tot. Nu mai rămăsese nimic de acoperit. Da. Așa a fost. Așa a fost gândit. Adică în pași. Pe măsură ce dezvolți sau ce crezi că ai realizat, rezolvi ceva, dar după aceea lucrurile cresc și... Da, și mai descoperi alte nevoi. Așa este. Și dacă poți să le
îndeplinești aceste necesități, cred că e un lucru remarcabil. Da. Foarte frumos, da. Mai este un proiect pe care l-ați derulat și l-ați implementat, proiectul SIL, o șansă pentru cuplurile infertile, care în doar câteva luni a înregistrat aproximativ, cred, 1000 de beneficiari, ceva de genul. Puteți spune mai multe despre această inițiativă? Dacă știți exact cât beneficiari au rezultat în urma acestui proiect, mă refer la bebelușii care au apărut. A fost un proiect foarte frumos, foarte greu. A existat ideea, pentru că nu ne dăm seama, dar infertilitatea este foarte frecventă în jurul nostru. Și am auzit multe povești, mă rog, dureroase. Mai plăcute, da. Da. Și această idee de sprijin pentru cuplurile infertile, am dorit să o realizăm, dar nu știam cum. Sau, în orice caz, nu se mai făcuse așa ceva în România. Am avut norocul să pot închega o echipă de tineri care aveau experiență în proiecte și care s-au adunat acolo, au stat, ne-am discutat, i-am chemat pe specialiștii de la Maternitatea Giulești. Este singurul spital de stat din România care face fertilizări in vitro. Și ne-am întâlnit în mai multe rânduri și cum să facem și cum să dregem ca să nu cumva să... nu știu, să existe o dublă de contare, aspecte juridice, legale, de deontologie, de contractări, mă rog, în sfârșit. Dar în cele din urmă proiectul s-a conturat, soluțiile s-au găsit și succesul s-a măsurat în bebelușii care au început să apară. Atâta bucurie a fost în clădirea aceea unde funcționează echipa de proiecte. Câtă veselie, câte veneau cu părinții fericiți. A fost o experiență extraordinară. Extraordinară. Nu e nimic mai frumos pe lume decât să vezi că apare un copil. O minune. Și cum vă spuneam mai devreme, că toate se leagă între ele. În paralel cu acest proiect am mai avut un alt proiect propus de doamna doctor Marilena Băluță, un proiect care s-a numit Newborn Oncofertilitate, care viza pacienții tineri oncologici care urmau să facă un tratament și ce posibil le-ar fi afectat fertilitatea. Și atunci se putea păstra materialul genetic înainte de inițierea tratamentului, gratuit. Aceste recoltări de material genetic acum se fac numai contra cost în clinici private, pentru acei pacienți care își permit și care au răgazul să se gândească și la ce va urma după ce se finalizează un tratament oncologic. Da, da, a fost, cred, un proiect revoluționar. Da, din păcate. Da, într-adevăr, așa este. Da. Nu v-ați oprit aici, așa că mai avut un proiect. Vedeți, mi-am făcut temele. Testarea genetică la cancerul de sân în stadiu incipient.
Utilitatea acestui program a fost apreciată de medicii oncologi din București, iar pacientele au putut beneficia de tratamente oncologice inclusive. Ne puteți folosi puțin despre ce a însemnat acest proiect? Pot să vă zic că și pentru acesta a fost greu, greu de realizat. Nimic nu de este ușor, din păcate. Juridice, legale pentru realizarea acestuia, dar ajutorul oferit pacientelor cu cancer de sân a fost inestimabil. Cred că nu pot să mă pun în locul unei persoane care are primește acest diagnostic teribil, îi se spune că ar putea să facă această testare și să nu aibă bani să o facă. Și am sperat că va fi un semnal pentru că acest proiect să poată să fie întins în toată România și să putem și noi să ne numărăm printre țările care decontează aceste teste. Ulterior, tot la solicitarea medicilor oncologi, care au fost foarte mulțumiți că pot să recomande un tratament țintit, am făcut și proiectul de testare BRCA, care a funcționat, nu mai știu cât a funcționat, cred că până în 2020, nu mai știu exact. Dar cred că prin toate aceste proiecte concluzia a fost limpede, că am dorit să ajutăm oamenii. Așa. Exact. Și vă spuneam mai devreme ce bucurie era acolo la sediul direcției de programe când se mai năștea un bebeluș, dar și ce tristețe și ce lacrimi au fost că mai veneau paciente cu cancer de sân și a fost bucurii, cu tristețe, că așa este viața. Și colegii de la echipa de proiecte îmi spuneau nu credeam să putem trăi atât de intens și să ne simțim atât de bine că putem să facem astfel de lucruri, să putem ajuta oamenii. Că erau și ei tineri, adică sunt tineri, dar nu au văzut și aceste aspecte mai deosebite ale vieții care țin de sănătate. Și pentru mine a fost așa, expresia că nu știu, mulțumirea sufletească că facem ce trebuie, că suntem pe drumul cel bun. Da. Cred că ați înduioșat că acum când îmi aduc aminte retrăiesc acele momente și mă bucur că v-am îndeșat, dar cred că fiecare cei care încearcă să ajute seara când ajungem acasă avem o stare de bine și parcă dormim mai bine cu gândul că am făcut un lucru care poate pe noi ne bucură în acel moment, dar pe celălalt îl ajută pentru o viață. Cred că toți am trecut prin momente dificile în viață și știm cât de important este să primești o mână de ajutor atunci când ai cea mai mare nevoie. Și numai acele persoane care au primit această mână de ajutor, cred că pot să spună ce a reprezentat pentru ei această șansă. Așa este.
Am ajuns așa și discutam despre pacienți, ce aspect sunt de pacienților, un gând, un mesaj de încurajare, mai ales că am trecut și peste această perioadă de 2 ani de pandemie COVID-19. Un gând, un mesaj. Eu sunt optimistă, dar cred că nu spun o noutate când zic că schimbarea o putem face noi. Și așa cum am mai discutat și cu, mă rog, cu alți pacienți, lucrurile trebuie să le facem împreună. Că uneori poate noi nici nu ne dăm seama, noi doctorii, să spunem, de anumite nevoi, până când nu trecem noi prin ele. Și eu cred că schimbarea în bine va veni, dar trebuie să contribuim cu toții la acest lucru, să fim mai binevoitori și, nu știu, să avem încredere în Dumnezeu că va fi bine. Și să ne implicăm, fiecare dintre noi să ne implicăm, să schimbăm ceva, să aducem un zâmbet, un cuvânt bun, o încurajare, căci sunt foarte valoroase aceste exact, lucruri. Exact, bine putem face și cu vorbă, și cu sufletul, să fim aproape de celălalt, este extraordinar. Da. Doamna doctor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi. Am ajuns la finalul caperei, n-am văzut capeaua, da. Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru amabilitatea cu care ne-a răspuns. Vă spun sincer că m-a simțit așa. Și sper să vă mai am invitat și cu alte ocazii. Vă invit la centru să faceți o vizită. Cu mare drag. Cum să nu? O să avem și intrarea foarte frumos decorată. Abia așteptăm. Care face picturi murale, astfel încât acolo printre flori, iarbă și desene frumoase, picturi pe pereți, oamenii să fie deja mai liniștiți. Perfect. Deci rămâneți stabiliți să ne întâlnim. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim și noi, iar vouă, dragilor, vă doresc să rămâneți sănătoși și știți voi mereu cu sâmbă.